Proiectul început în 2016 este aproape de final, urmând ca de anul viitor să se înceapă și asfaltarea ulițelor și construirea mai multor poduri peste pârâul Olteanca. Recent s-a efectuat și o recepție parțială a lucrării de canalizare, după care va urma un proiect pentru branșarea la rețea locuitorilor. Atât în satul Olteanca, cât și în satul Glăvile, lucrurile sunt gata în proporție de 95%. Avem pe fonduri europene apă și canal la Glăvile, care proiectul l-am început în 2016, iar anul acesta am făcut o recepție parțială, deoarece proiectul a fost făcut fără branșamente. Am depus acum la AFIR un nou proiect pe fonduri europene, pentru ca să putem să facem și branșamentele la această investiție, ca să fie în ajutorul populației, deoarece populația e bătrână, săracă și nu puteau să-și facă aceste branșamente. Este la avizat proiectul și în cel mai scurt timp o să fie gata, o să ne apucăm de treabă și cu branșamentele și sper că până la Paști să putem să, ca fiecare locuință să beneficieze de apă și canal în satul Glăvile. În satul Olteanca avem apă și canal în tot satul. Lucrarea este în derulare, este de 95% făcută. O să fie gata, sper că e gata până la tot la anul, la Paște. Și fiecare cetățean să aibă apă și canal și la Olteanca. Mai avem investiții. Am avut o investiție, am făcut un garaj pentru buldoi excavatorul, care l-am achiziționat în 2017 pe situații de urgență, fiind necesar pentru că iarna este frig și trebuia să fie cumva mai ușor de pornit, ca să ne fie cât mai repede să putem pleca din curte, să executăm dezăpeziri și situații de urgență. Printre proiectele amintite, primarul s-a pregătit pentru iarnă și cu construirea unui garaj pentru buldoexcavatorul, care va fi folosit pentru dezăpezirea drumurilor din comună.